Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou replay din World of Tank. În episodul de astăzi îl avem ca și jucător pe Greuceanu, care a jucat pe Manticore. Și aș începe din start să vă spun despre echipamente. Folosește geanta de comandant standard, un eșapament silențios reward la nivelul 2 și binocul periscop pe bonduri. De ce vreau să încep așa episodul? Pentru că e foarte important să știți ce echipamente să vă puneți pe light, pe tankul de spot. Multă lume am înțeles că nu, din live-urile mele, că nu prea jucați light-uri și nu înțelegeți mecanismul de funcționare a tankului de spot. Acest fel de setup, pentru fie că îl folosiți pe standard, fie că îl folosiți pe reward, fie că îl folosiți pe bonduri, orice fel de setup trebuie să fie în forma asta, în forma pe care ați văzut-o și la Greuceanu. Geanta de comandant, eșapament silențios și aparatură optică antireflex. Bun, pentru această hartă, Greuceanu s-a dus aici în zona centrală, astfel că a spotat cam toate tankurile care au venit pe partea asta, pe partea dreaptă, oferind astfel echipei din spatele lui un avantaj aici, pentru că a spotat tot acolo și deja a început să dea focus asupra echipei. Totodată Greuceanu joacă în pluton cu un coleg de-al său, care juca pe Hori. În felul ăsta a spotat și pentru colegul lui aici. Dacă vă întrebați cam ce trebuie să faci atunci când joci pe un tank light, păi cam primul lucru pe ce trebuie să-l faci e să îți alegi punctul cel mai bun pe hartă din care tu să vezi toți jucătorii inamici care vor trece pe zona respectivă, fără să fii descoperit. Cum poți să știi care e punctul de unde poți să fii descoperit? Uite, de exemplu, acolo Greuceanu l-a spotat Sheridanul de pe oraș. Sunt două cercuri mai mari pe hartă. Cercul cu mai alburiu și mai micuț de pe hartă e cercul din zona în care tu poți să fii spotat. Deci în momentul de față, dacă Manticore se bate cu tankurile de pe oraș, ele aflându-se în interiorul cercului, Progetto și cu Sheridanu, ele îl văd pe Manticore aici. Din două motive. Odată din partea că iese în interiorul cercului și odată din cauza FV-ului care este aici și îl ține în focus. În acest moment și colegul lui Greuceanu a înaintat aici, Horiu a venit peste FV, Manticorele va încerca și îl va scoate cu siguranță pe FV de aici. Celălalt cerc, celălalt verde, este zona până unde vei spota tu, deci până acolo vei da spot. Dacă te duci cu cercul respectiv peste inamic, el va fi spotat de către tine. Cam astea două cercuri îți pot spune exact dacă ești spotat, dacă te va spota zona respectivă sau nu. Ce trebuie să mai ții cont ca și jucător de light? Tu va trebui să dai suport echipei, să deschizi flancul de luptă a echipei. Deci nu te duci și spotezi și tragi, pentru că în momentul ăla ești văzut, nu ai destul de mult HP pe tank, armură nici atât și vei fi scos imediat. Te vei duce și vei face push-ul, așa cum a făcut și Greuceanu aici, doar dacă ai echipă și dacă ai suport. Singur niciodată. Băieții au jucat aici super bine, au venit, au avansat foarte bine pe flancul ăsta și deja sunt în baza inamică. Treaba light-ului când ajungi în bază, cu siguranță știți cu toții, este artileria. Prima dată te vei duce pe artilerie și încerci să scoți artileria. A dat și Greuceanu aici 444 în arti, destul de bine a dat damage. Manticore este un tank bun și pe partea de damage. Poți să faci și damage cu el. Echipa deja se relochează. Echipa adversă. Am încercat să vină Progetto acolo pe mijloc, dar în zadar. În schimb, pe partea cealaltă de flancul celălalt al echipei adverse a înaintat deja până aproape în bază. L-avem Vezeu acolo, care deja a descoperit artilerile pe bază. Jacques Panzer pe 100 a mai rămas acolo pe bază ca să țină piept la invazia de pe partea dreaptă. Aici Greuceanu a văzut grila pe mijloc și
și mai mult ca sigur va încerca să meargă înspre oraș pentru a da suport sau pentru a face spot pentru tancurile din spate. Mai are cu el un M60 aici care ar putea să-l dubleze foarte bine acolo și să-l ajute, deși M60-ul mult prea în față. Va încasa probabil, dacă va ieși bot în bot cu grila, îl va costa mult pe M60. Și mai sunt tancuri încă nespotate aici, tancuri care nu mai știm de ele poziția lor. Grile cred că a coborât de acolo, de pe zona centrală, da, este în apă în momentul ăsta. Și Greuceanu deja îl focusează aici grila. Foarte important, deja e trecut prima jumătate a meciului. În felul ăsta, deja Light-ul preia și el inițiativa de shot. Va încerca să dea shot în tot ce este vulnerabil pentru a scădea HP-ul echipei inamice. Deja acolo avem tank pe bază și Object 452 apare aici așa din senin. A apărut și a dat shot lui Greuceanu, mai mult ca sigur Objectul vrea să urce după Manticore. Manticore foarte bine aici a gândit-o. Run, fugă din fața lui. O artilerie acolo a tras un shot. A urmărit shot-ul Manticorele. Foarte bine a coborât pe aici printre case. Un mic damage acolo, dar nu mai contează pentru că trebuie să meargă rapid pe bază. Sunt 3 tancuri și în felul ăsta e aproape de capturare. Reușește să dea reset-ul Greuceanu acolo, scoțând EOS-utele, care era destul de periculos EOS-utele acolo pe shot. Putea să fie one shot Greuceanu pentru EOS-ută. Și în momentul ăsta cred că a greșit foarte mult VZ-ul, dacă rămânea pe bază captura, dar a ales să iasă și să bată Manticorele. Manticorele a scos artileria. Și uite, în felul ăsta a dat reset și practic a întors meciul. Foarte prost a jucat acolo VZ-ul, foarte prost, a ieșit din bază. Nu s-a mai uitat cât era la sută, mai avea 3% doar și putea să captureze. E, asta l-a costat, s-a dus la garaj și acum meciul s-a întors de la 4-2, este 2-1. Se duce Greuceanu aici cu Manticorele, încearcă să lovească acolo Objectul. Objectul înaintând pe partea de mijloc, acolo s-a bătut cu STRV-ul, a reușit să scoată STRV-ul. Și acum va fi un match de 1-1. Dacă proiectilul atingea pe Object acolo, Objectul știa de poziționarea lui Manticore aici. În schimb nu l-a atins, nu l-a plovit. Mai mult ca sigur, Objectul va crede că Manticorele va rămâne pe bază. Chiar de asta cred că s-a și întors aici Greuceanu. S-a întors pe propria bază așteptând ca Objectul să vină să facă să ia baza, pentru că asta teoretic asta ar trebui să întâmple cu un heavy. Niciodată nu o să ducă heavy-le să te caute ca și Light, o să vină să intre în bază ca să pună presiune asupra ta să te facă să te relochezi pe bază, să vii să dai reset. Și uite că asta face și Objectul. Vine înspre bază, dar deja Greuceanu l-a spotat de aici. Și acum încearcă să-l focuseze de aici, să tragă primul shot pe asupra lui. Aici deja Light-ul nu mai își face doar treaba de scout, aici trebuie să și tragă pentru că e singurul care mai este în luptă, iar shot-ul trebuie să fie cât mai curat. Aici nu-ți permiți dinguri, pentru că la tunul pe care îl are Objectul, dacă te vede și te-a lovit, 405 e floare la ureche. Deci e one shot pentru Object Manticore. Manticore, în schimb, profită de faptul că are camuflajul mai bun și view range-ul mai bun decât Objectul. Și uite că în momentul ăsta a ajuns și Object la one shot pentru Manticore. Un meci foarte intens, un meci cu adrenalin aici. Și să vedem acum decizia lui Greuceanu care va fi. Cu siguranță se va duce și va întoarce Turela, având în vedere că
Objectul stea deja acolo sus, mai mult ca sigur obiectul stă cu tunul acolo, țintit pe deal. Și aici foarte bine se duce Greuceanu, se duce în flancul lui, în lateralul lui. Și astfel îl prinde, ar trebui teoretic să-l prinde cu partea laterală spre el, se poate da damage. Și exact asta se întâmplă, dar îl prinde pe lateral, un shot cu damage, a mai rămas cu 44 HP, deci un shot. Și obiectul aici cred că face greșeala că încearcă să urmărească manticorul, niciodată nu se poți să te duci după un like. Light-ul va avea avantaj asupra ta faptul că el se camuflează mai rapid și te vede mai repede decât îl vezi tu. În felul ăsta, obiectul a coborât acolo jos, încercând să caute manticorul. Iar cel care îl va găsi, cu siguranță, da, va fi manticore. Super shot aici, super match făcut de Greuceanu. Bravo, cam așa ar trebui să decurgă un match cu un tank light. Felicitări, ne vedem data viitoare la un alt replay.